Acum, mulți din lumea religioasă încă se mai uită la cer, așteptând ca Domnul să coboare pe un nor. Trebuie să le mărturisim despre lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, ca să poată auzi glasul lui Dumnezeu și să fie ridicați la tronul lui Dumnezeu. După ce plecați, anunțați-vă frații și surorile să nu asculte de fulgerul de la răsărit, să nu le permită lui Cenixin sau Sujie să-i viziteze. Toți cei care au călcat pe urmele lui Dumnezeu până în ziua de astăzi sunt aceia care au venit în fața tronului lui Dumnezeu. Și așa stând lucrurile, fiecare persoană care acceptă lucrarea lui Dumnezeu în faza finală este obiect al purificării lui Dumnezeu. Amin! Slavă lui Dumnezeu! Într-un singur fel putem să le împiedicăm pe Cenixin și pe Sujie să se întoarcă la biserică și să fure oi. Stați! Stați! Domnul Iisus a spus, când vă vor persecuta într-o cetate, să fugiți în alta. Adevărat vă spun că nu veți termina de străbătut cetățile lui Israel înainte să vină Fiul Omului. Amin! Amin. Cine v-a dat voie să propovăduiți aici? Voi ați dat buzna ca să propovăduiți fără voia noastră. Ne furați oile, cât tupeu aveți! Da! Frații și surorile sunt oile lui Dumnezeu, nu ale unui om. Cum poți să spui că sunt ale voastre? Ai vreun temei biblic pentru asta? Yangving, cum îndrăznești? Luați-l, puteți da pușna așa în casă. Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi închideți împărăția cerurilor în fața oamenilor. Nici voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu îi lăsați să intre. Amin! Amin. Aleșii lui Dumnezeu sunt oile lui. Acum că s-a întors și a exprimat adevăruri, pastorii și bătrânii condamnă lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Îi împiedică pe credincioși să accepte adevărata cale. Nu sunt ei antihriști, dușmani ai lui Hristos? Amin! Așa este. Nu mișcați, poliția! Nu mișcați! Prindeți-o, să nu scape! Ești conștient de povara pe care ți-o asumi, de însărcinarea și de responsabilitatea ta? Unde este sentimentul tău istoric de misiune? Ce planuri ai pentru progresul pasului următor al lucrării? Câți oameni așteaptă să le fii păstor? Sarcina ta este una grea?